Hei, bună dimineața, stimați șerif, ia că tăne, nu-i așa? Miercuri, ce poate fi mai drăguț, suntem la mijlocul săptămânii. O săptămână absolut superbă, așa cum bănuiesc că aveți și voi. Să procedem la, nu-i așa, citirea știrilor. Și zice așa, numai știri pozitive, numai plus suntem astăzi, fiți atenți aici. Pentru a treia lună la rând, România a avut cea mai mare inflație din UE. În februarie, România a înregistrat cel mai ridicat nivel al indicelor armonizat al prețurilor de consum, un indicator al inflației care permite comparația al inflației la nivel european. Deci, practic avem 7,1% inflație, urmați de aproape nesuflă în ceafă Islanda cu 5,3%. Cele mai mici rate ale inflației le-a avut Letonia, Danemarca și Italia sub 1% aici. Practic fiecare cum ar veni, a doua veste bună. Datoria publică a României a crescut în ianuarie la 801 miliarde de lei, de la 782 de miliarde de lei, potrivit datelor Ministerilor Finanțelor. Este pentru prima oară când datoria statului român trece peste 800 de miliarde de lei. Păi, îi de muncă aici, frățică, o tras băieții ăștia de la PSD, s-au mobilizat, nopți și zile lucrat să creștem, bine, în datorii asta. De asemenea, gradul de îndatorare, datoria publică raportată la PIB, a trecut în ianuarie de 50% la 50,2%. Deci iată că am reușit să trecem și de acest prag. Nu știu dacă e psihologic, că e... Dacă ne ia pe partea de psihologie, suntem pierduți. Deci, practic, avem datorii mai mari decât jumătate din cât producem. Mon frère, nu suntem bine deloc. Bun, ministrul de interne austriac Gerhard Karner. Kerner, ceva. Așa, unul din ăștia doi. A declarat marți că ar fi greșit să se stabilească o dată concretă de aderare României cu frontierele terestre la spațiul Schengen, menționând că va continua colaborarea pentru îmbunătățirea sistemului Schengen. El spune că n-are nimic de reproșat României și Bulgariei, ci că sistemul Schengen trebuie îmbunătățit. Deci, frățică, ne tratează ăștia ca pe ultimii, nu e așa, oameni. Noi suntem, nu ne primesc în Schengen. Bine, o să și plâng că nu ne primesc în Schengen, îți rup. Proiectul legii apărării naționale pus în dezbatere publică de Ministerul Apărării Naționale introduce în premieră conceptul intervenției României pentru protejarea cetățenilor români aflați în pericol în afara teritoriului național. Legile existente nu prevăd această posibilitate. Aici vă descriu pe scurt că nu avem timp, că e dimineață și miercuri și avem de lucru. Practic, țărișoara noastră nu avea niciun fel de pârghie să ajute un român aflat în distres, cum ar veni, știi? Într-o situație de pericol. Nu putea să-l ajute, mămică, n-avea cum, nu avea pârghiile. Ei, acum să propune o lege care să remedieze această situație. Ce e foarte interesant și ce trebuie să urmărim aici atent e că această lege se adresează, dacă e să mă întrebați pe mine, cetățenilor din Republica Moldova. Deci noi în Republica Moldova avem vreo câteva sute de mii, nu știu, 600-700 de mii de români care se declarați români, au cetățenie română, adică știi, câți de ai noștri, care s-ar putea să cumva să fie, să suporte niște presiuni din partea statului sovietic. Știi? Prietenul poporul rus. Prietenul nostru poporul rus. Știi? Așa că, iată, pentru prima oară, statul român, țărișoara, face eforturi. Păi bine, face efort. Fac pe hârtie. Dau o lege care îi permite statului român să ajute românii aflați la ananghie în afara teritoriului țărișoarei. Mă scuzați că râd că statul român n-ajută cetățenii aflați în interiorul țărișoarei, adică înțelegi? Statul român nu dă pastile, nu sunt medicamente în spitale la românii aflați în interiorul țărișoarei, care n-are rost să... Avem și lege, aici avem lege deja. Că există lege care zice, cumpără medicamente, dă-i la băiatul ăla că moare. Și ăla zice, ok, am făcut niște licitații, am luat niște mobilă, am dat de 10 ori prețul pe acest pomișor, am pus palmiere, nu mai sunt bani de spitale. La anul. Abțineți-vă, stați așa, opriți orice îmbolnăvire, agravarea bolii, opriți și veniți la anul, că până la anul rezolvăm noi cumva. Bun. Ministrul Digitalizării Bogdan Ivan a anunțat că s-a ajuns la o formă finală a contractului colectiv de muncă pentru sindicatul reprezentativ și Compania Națională Poșta Română și a precizat că angajații vor primi o creștere salarială cuprinsă între 350 și 370 de lei net, care va fi acordată în două tranșe, de la 1 iunie și de la 1 septembrie.
Poșta Română mă oferă, dacă este să mă întrebați pe mine, ăștia sângerează bani de decenii. Deci nu pierd, ei sângerează bani. În primul rând că nu produc, că n-au cum să producă. Și ce produc, frățioare, sunt 45 de uli care stau cu, știi, cu ochiul pe ei, cum mișcă unul, cum le sug banii pe viață și pe moarte. Bineînțeles că au salarii mici. Nu înțeleg de ce oamenii stau acolo. Eu am mentalitatea asta de antreprenor. Eu am, nu știu, drive-ul ăsta, știi? Că nu am un cuvânt în română pentru asta. Știi? Direcția, mobilizarea. Bă, frățică, nu-mi bine, eu plec. Știi? Bă, nu, bă, mă duc și caut mai mulți bani. Eu nu înțeleg de ce ai sta într-un job prost plătit 20 de ani de zile. Nu, că da, îmi scapă mie termenul. Atâta că stai la stat și ești greu de dat afară, că e un job ușor unde nu faci foarte multe chestii. Băi, eu înțeleg asta, dar tu după 8 ore trebuie să te duci acasă și ai o familie care stă și să uite la tine și zice ok, tu azi ce ai făcut, mămică? Păi eu am făcut 100 de lei, ok. Înțelegi ce zic? De ce ai să în asemenea job? Lăsând la o parte faptul că stai pentru confort. Lăsând la o parte faptul că poate sunt oameni care, bă, nu au, nu știu, știi, nu au drive-ul, iară cuvântul, știi, n-au mentalitatea de a-și căuta un loc mai bun. Da, dacă stai și te încetățenești acolo, știi ce zic? Eu zic că nu prea ai avea de ce să te plângi. Pentru mine, forma supremă de protest e, bă, demisia, mă duc în altă parte. Eu nu înțeleg asta cu demisii, cu grevile. Fac grevă să-mi dai salariul mai mare. Băi, mă, frate, îmi strâng bucceluța și mă duc și îmi caut eu un salariu mai mare, nu? Nu vi se pare normal? Adică eu trebuie să cert angajatorul să-mi dai un salariu mai mare sau să-mi dai salariul pe care îl merit eu? Eu trebuie să fac grevă, să-l oblig să fac asta? Nu? Păi îmi iau bucceluța și mă duc în altă parte. Bă, maybe it's just me. Da. Vântul. Nu, e știre pozitivă asta. Vântul a fost marți principală sursă de electricitate a României la orele prânzului. Astfel, între orele 11 și 14 erau în funcțiune turbine eoliene cu o capacitate de peste 2000 de megawatts, potrivit datelor Transelectrica. Vârful de producție a fost de 2217 megawatts la ora 11:50. La ora menționată, energia eoliană acoperea aproape 40% din consumul țării. În caz că nu știți, consumul țării e undeva între 5 și 6 megawatts. Și 6000 de megawatts. 5 și 6 gigawatts. Gigi, dă-mi un gigi. Și România are 6 reprezentanți în clasamentul miliardarilor lumii, publicat marți de revista Forbes: Daniel Dineș, Dion Țiriac, frații Dragoș și Adrian Pavel, Ioan Stoica, Matei Zaharia. Averile lor însumate totalizează 10,6 miliarde de coco. Și anul acesta românii vor beneficia de o mini-vacanță de 6 zile în luna mai, inclusiv cu ocazia sărbătorilor de Paște, perioada care va include și ziua liberă de 1 mai, adică, nu e așa, ziua muncii în care nu lucrăm. Ce poate fi mai frumos? Și zice așa, guvernul a declarat ziua de 2 mai ca fiind liberă pentru a face punte între 1 mai și Vinerea Mare, care va fi pe 3 mai. Să facem punți, să facem vineri! Și cei mai bogați oameni din Rusia au adăugat 72 de miliarde, e o greșeală aici în text, da. Deci cei mai bogați oameni din Rusia au adăugat 72 de miliarde la averile lor în ultimii ani. Averea lor colectivă a ajuns la 577 de miliarde de dolari, a anunțat revista Forbes, potrivit căreia Vagit Alekperov, fostul președinte al companiei petrolului Lukoil, are cea mai mare avere din Rusia. Cetățeni, cu această veste absolut îmbucurătoare, ne bucurăm că rușii strâng mai mulți bani, din ce în ce mai mulți, care sub sancțiunile occidentale și știa asta. Vă doresc un mijloc de săptămână cât mai midweek. Știi cum au ăștia în fashion? Au pre-season sale, au mid-season sale, final season sales, știi? Ca să mai fac și au total sales, crazy sales, final sales, extreme sales, sales, asta zic. Și noi avem midweek astăzi, e midweek. Că pre-week e luni și vineri post-week. Asta e, bă, intrăm în rând cu lumea. Deci cam asta pentru astăzi. Vă doresc, cetățeni, muncă, forță de muncă, optimism și să ne vedem noi așa. Mâine e neapărat pe live să povestim despre un alta. Bun, cetățeni, v-am zâmbit.